Etapa 7-a începe aici la Voluntari, cu meciul dintre FC Voluntari și Universitatea Cluj. Două echipe care sunt departe de așteptări după primele 6 runde. Universitatea Cluj, poziția 15-a, loc de retrogradare directă pentru nou promovat. A patru înfrângeri consecutive care au dus la demiterea antrenorului cu care au promovat clujenii, la demiterea lui Eric Glincar. Aici la Voluntari începe această partidă, prima din runda cu numărul 7 în Liga 1. Universitatea Cluj a avut startul meciului, trimisă spre suprafața de pedeapsă cu mult efect. Este reluarea lui Pițian. Clujenii cer corner. Popa nu intervine acolo. Bălan câștigă duelul, eroarea lui Armaș, Chipciu recuperează, Chipciu pentru Eli, iese Popa. Situația este una dintre cele doar trei echipe care nu a reușit să câștige până acum niciun meci. Minge pentru Florea, Florea cade. Surpriza al contraatacului, revine însă Marcelo Lopez. Cade Adam Nemeț, Romario și Nemeț. Da, frumos gestul lui Romario. Filip. Bălan, Chipciu. Chipciu apare foarte bine, Chipciu. Mai departe pentru Big, din spate Briceac. Șutul lui Briceac peste poartă. Încă o dată Filip. Filip încearcă poarta. Minge pentru Bălan. Bălan cu capul. Și intervenția lui Popa, care a vrut să rețină. Și în cele din urmă mingea iese în afara terenului, va fi corner. Iese Bălan, care putea înscrie la această fază. Locul său este luat de Alexandru Boiciuc, 25 de ani, 4 meciuri în reprezentativa Moldovei.